Un singur vecin poate să facă legea într-un bloc întreg. În mijlocul Bucureștiului, 100 de oameni au rămas fără gaz în pragul iernii. Unul dintre locatari refuză montarea unui senzor și, din motive de siguranță, firma a oprit alimentarea cu gaze a întregului bloc. Uitați! Da, nimic, da, nimic! Pe nu-ți vine să urli? Să rămâi fără gaze în mijlocul capitalei în 2023 pare ceva de neimaginat. Și totuși, 100 de oameni sunt de multe zile în această situație. Și nu din cauza facturilor restante, ci din cauza unui singur vecin. Locatarii din acest bloc nu mai au gaze de săptămâna trecută, din cauza unui vecin care ar refuza să-și monteze un senzor de gaze. Din motive de siguranță, distribuitorul de gaze a oprit furnizarea. Și a zis că convingeți-l voi. Până când îl convingeți, nu mai aveți gaz. Locatarii sunt disperați. Nu se poate, nu se poate. Un singur apartament care nu și-a montat, eu nu mi-am asumat răspunderea să sar înainte. Ne-a zis de la firmă că nici poliția nu are ce să ne facă. Sunt într-o tensiune de turbez. Am început să iau zilele astea, am luat la pastile de tensiune, că am zis că ajung la spital de nervi. Păi e posibil lucrul ăsta? Oamenii sunt dispuși inclusiv să plătească detectorul vecinului. A stat ieri 4 ore la ușă la el să-l convingem. Uite așa ne sucește, el nu vrea să accepte să punem un dispozitiv de la să ne protejeze, să nu sărim în aer. Găsește tot felul de scuze și spune, nu-mi convine firma cu care faceți voi verificarea. Nu am timp să vin să facem verificare. Nu am bani să fac această verificare. Administratorul nu are nicio soluție. Avem 82 de pagini de legislație și N pagini de norme metodologice de aplicare. Nicăieri nu spune ce pot eu să fac cu acest locatar care refuză instalarea. Într-un bloc din Dorobanți, locuitorii au trecut prin alt coșmar. Un vecin și-a transformat apartamentul în crescătorie de șobolani, așa că oamenii au fost nevoiți să trăiască lângă un focar de infecție, într-un miros greu de suportat. După 4 ani, 2 procese în instanță și o igienizare plătită de locuitorii din acest bloc în urma unei hotărâri judecătorești, problema aici a fost rezolvată, însă fără ajutorul autorităților. Ne-a ajutat bunul Dumnezeu. Omul era în vârstă, s-a îmbolnăvit, a căzut, a ajuns în spital, fiul l-a internat la azil și a preluat apartamentul fiind moștenitor și lucrurile s-au încheiat. Doamne, ce am mai suferit, a fost cumplit. Acum asociația de locatari cere în instanță banii cheltuiți pentru igienizarea apartamentului.